Am o gașcă faină la televizor. Sunt echipa ce a câștigat Olimpiada Română de Robotică. Asta înseamnă că ne vor reprezenta în Costa Rica la Olimpiada Mondială. Ei sunt Robotmania. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Mihai, Bogdan și Ianis. Ne-a adus și o masă de lucru pentru că trebuie să aflăm cu ce se mănâncă sportul ăsta. E sport la urma urmei, e competiție, nu e așa simplu. I-am chemat chiar cu sculele aici ca să vedem ce înseamnă o competiție. Mihai, vei fi ajutorul meu astăzi. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă pe masa asta. Păi, pe zona de start avem robotul nostru, da, pe care îl construim. Are un nume robotul nostru? În cazul ăsta? I-a spus cumva? Viorel, Georgica, Răducu. O să-i spunem Puberu. Bun, avem robotul Puberu. El e construit de voi de la zero? Da. Am înțeles. Construit de la noi. Și trebuie să luăm toate cuburile colorate. Bun. Și să le ducem pe zona roșie de acolo, unde va termina și robotul. Ok, el trebuie să facă treaba asta singur? Da. Okay. Și apoi, în funcție de culoarea de aici, adică aici este roșu, dacă avem un cub galben, înseamnă că trebuie să ducem copacul galben pe zona roșie de acolo, cu gardul roșu. Ok. Și la fel și aici, pe alb, copac roșu și pe albastru, galben și verde. Am înțeles, deci sunt câteva reguli trasate din start, înainte de a începe concursul. Da. Bun. Și astea sunt două panouri solare și trebuie duse pe zona verde de acolo. Ok. Există o temă care se dă pe 15 ianuarie la nivel mondial. Okay. Sunt implicate 60 de țări, vreo 30.000 de echipe. Okay. Noi pe 15 ianuarie noaptea nu dormim, așteptăm tema. Stați în fața pornim la drum, pe laptop, da, și vine tema. Vine o să fie copaci și panouri solare și niște pătrate colorate. Exact. Știm masa, știm misiunile pe care le-a spus Mihai mai devreme. Okay. Știm că trebuie să construim un robot care să se încadreze în anumite dimensiuni. Ok. Și să facă aceste misiuni. Este vorba despre un robot autonom programat dintr-un laptop. Ok. Cu ce începi? Adică vă întâlniți pe 15 se dă? 15 ianuarie. Vă întâlniți pe naționala sau regională este undeva pe 15 iunie. Ok. Sunt avem 4-5 luni de muncă. De muncă. Bun, ne întâlnim pe 16 și ce stabilim? Bă, băieți, ne trebuie un robot. Avem kiturile. Ele arată practic, e piesă cu piesă. Ok. O grămadă de opțiuni. Deci robotul ăsta încape într-o punguță, asta vrei să-mi spui? E aici. E într-o punguță. Astfel de kit. A, uite, Pubere, ți-au adus și ție un robot. Asta e robotul tău. Totul. Atât de mici piesele și trebuie să iasă o chestie care se mișcă singură? Da. Mi se pare senzațional. Bun, vi se dă tema, lucrați la ea și vă prezentați la concurs. Ianis. În afară de piese avem motoare și senzori. Pe care le adăugați voi. Okay. Ianis, te rog să-mi explici ce ați făcut la Olimpiadă. V-ați descurcat? Am înțeles că ați luat punctaj maxim. Da. Deci robotul Puberu s-a descurcat foarte bine. Bun, se schimbă tema pentru Costa Rica? Veți avea o altă temă sau mergeți cu... Nu, este aceeași temă, doar că se adaugă câte o probă surpriză. Opa! Și la națională și la fazele mondiale, copiii au parte de o probă surpriză dimineață, ca astfel să poată demonstra că este munca lor. Construiesc robotul, ei îl programează. Ah, ok. Dă-mi un exemplu. Cum a fost la proba națională, proba surpriză? A fost un cub albastru, în loc de un cub alb, care da, trebuia să fie tratat la fel, adică să nu fie luat. Adică aici, în loc de albastru, s-a înlocuit... Aha, deci e o surpriză și pentru voi și pentru robot. Ah, ok. Și a ieșit treaba? Da. Da, explică-mi și mie, Ianis, robotul știe, înțelege culorile? Da, are senzori. Ok. După cum vedeți. Și care citesc culori. Inclusiv culoarea de pe traseu și culoarea cubului? Da. Bă, ce deștept e cu robotul. Noi avem oameni în oraș care nu disting culorile foarte bine la semafor. Bogdan. Hai să facem o demonstrație, să punem la loc cuburile ca în concurs. Pentru că eu și cei de acasă, noi suntem tot timpul ăia care nu credem. Eu nu cred că un robot poate fi atât de deștept și autonom fără ca voi să dați de niște butoane în momentul ăsta. Nu știu dacă mă credeți. O paranteză. Te rog. La concurs ei vin cu robotul făcut bucăți, cum ați văzut acolo. Nu cred. Au 2 ore și jumătate să-l asambleze, să-l testeze, să-l calibreze, după care să meargă în testările oficiale. Ok. Iar înainte de competiția mondială, care se ține sâmbătă și duminică, au toată vinerea
la dispoziție să facă acest lucru, să testeze, să calibreze. Am înțeles. Facem o simulare de testare în momentul ăsta. El nu a fost calibrat, nu știm cum se va comporta în lumina de aici. Facem o simulare. Mai umblăm la el. Dacă e. Exact, putem să simulăm. Tocmai ăsta este rolul lor. Niciodată după ce îl construiesc de la zero, robotul nu face traseul perfect. Și acolo îi știu să intervină în program și să modifice. Tu ai voie să-ți bagi și tu nasul? Am voie să, acolo unde ei, de exemplu, întâlnesc un mecanism mai complicat. Da. Roți dințate, roată melcată, eu știu, atunci ei cer ajutorul nostru. Eu sunt inginer și alături de mine mai este Ionuț, care este programator. Aha. Și acolo, ei de, unde nu au ajuns cu informatica la nivelul respectiv, aveți pot să-l întrebe pe Ionuț, și să, dar important e să înțeleagă ce se întâmplă, ce le explicăm. Mi se pare fabulos. Hai să dăm o încercare, băieți, să vedem ce știe să facă robotul Puberu. Momentul ăsta. A luat startul. Brațul era sus pentru că el nu se încadra cu brațul jos în dimensiunile respective. Ok. A adunat niște cuburi. Da, trebuia să-l ia și pe cel galben. A, cred că l-am pus noi greșit, l-am atins eu. Bota e eficient, nu e lent deloc. Deci a adunat panourile solare și niște cuburi. El face proba cam într-o sută de secunde, acest robot. Avem în momentul acesta și un robot care știe să lucreze în 50 de secunde, foarte rapid. Nu știm dacă vom merge cu acea variantă. Vom hotărâi acolo. Ce mai trebuie să ia, băieți? Copacii? Da, copacii. A luat un copac roșu și trebuie să-l pună la roșu? Nu neapărat la roșu. Nu trebuie să-l pună unde era cubul, dacă aici a fost cub roșu. A, el trebuie să facă în zona albă. Am înțeles, trebuie să facă și niște deducții. Cubul verde trebuie să-l ducă în zona unde a fost un cub verde mai devreme. În momentul acesta a pierdut linia. Ai pierdut linia, robotule? Da, și ei trebuie să știe exact unde să intervină în program și ce să facă. Ia auzi. Auzi, să vii și pe la mine pe acasă, că trebuie să-mi pun Windows-ul. Și câți ani ai? Eu am 12 ani. 12 ani. Las că îmi pui tu Windows-ul și o lăsăm așa. Și la Office am niște mici probleme la Word. Deci tu intri în secvența asta de lucru și poți să modifici ce va face robotul. Bun, ce îi spui acum să facă? Păi la întoarcerea de la acel copac s-a întors prea puțin, așa că a pierdut linia, deci trebuie să-l fac să se întoarcă mai mult. Da, corect. Asta știam și eu. Dar eu să știi că fără mouse nu mă descurc. Bun. Și acum, până la pauză, să-i mai dăm o temă de lucru. Am pus cuburile la loc, vedeți că asta este modificat. Pac. Să punem totul unde trebuie. Puneți și cuburile. Ideea e că sunt roboți care pot constitui prototipuri pentru roboți din viața reală. Tema de anul acesta este Sustainable, să construim roboți pentru o societate durabilă din punct de vedere al mediului, social și economic. Ok. Robotul acesta practic neutralizează emisiile de carbon din procesul industrial al unei fabrici prin instalarea de panouri solare și plantarea de copaci. Am înțeles, toate au legătură. Ideile pot fi preluate mai departe și... Dă-i drumul, Ianis, vreau să văd ce se întâmplă. Deci pe la alb la levită. Asta trebuie, este nepoluant. Le-a luat foarte bine. Bun, acum luăm panourile solare. Să vedem dacă ce a scris Mihai acolo pe laptop își face treaba. El înțelege liniile alea ca pe un traseu, nu? Da. E să le citească. Pac. Face un follow line, spunem noi. Bun, a pus panourile. Hai, ia copacii. Ca să vedeți că m-am prins, știu exact ce se întâmplă. Ia copacul, copacul verde. Copacul verde. Bun, face întoarcerea. Aici am modificat, nu? Nu, la celălalt copac. La copacul roșu. Trebuie modificat și aici. Ah, stop! Pe pauză mai umblăm un pic la laptop. Mihai bagă așa și bagă și mie un solitaire să mă joc. Noi ne mai jucăm pe pauză. Din aproape în aproape calibrăm robotul și cu siguranță până la final va face treaba. Să-i urmărim pe oameni. Au pagina de Facebook, se cheamă Robotmania. Acolo vor scrie cu siguranță ce fac în Costa Rica, pentru că ne reprezintă la Olimpiada Mondială de Robotică. Pauză, ne vedem!